Voia lui Dumnezeu. Eu nu închid ochii asupra celor ce se săvârșesc și asupra celor ce vor fi, și mă străduiesc să fiu pregătit pentru orice. Ca să pot spune prin cuvintele psalmistului: gătit-o m-am și nu m-am tulburat. Psalmul 118:60. Nepătrunse sunt pentru noi căile proniei lui Dumnezeu. Nu le putem înțelege. Pentru aceasta, cu toată smerenia, mă predau voii lui Dumnezeu. În predarea de sine și a toate voii lui Dumnezeu, găsesc pacea sufletului meu. Cred cu tărie că totul este în mâinile Domnului. Întrezăresc viața veacului ce va să fie. Cuviosul Nikon 8, paginile 262-263. Nu te îngriji prea mult pentru orânduirea vieții tale, ci doar să ai dorința neclintită după mântuire și, încredințând aceasta Domnului, așteaptă ajutorul Lui până va veni vremea. Cuviosul Ambrozie, partea 1, pagina 200. Te lași în nădejdea sfatului și a binecuvântării mele pentru căsătorie. Dar cine sunt eu și ce reprezint? Îmi este necunoscut viitorul, dacă vei fi fericită în căsnicie sau nu. Pentru aceasta nu mă apuc să-ți spun cu hotărâre, ci las aceasta în voia Domnului. Însă voia lui Dumnezeu nu limitează libertatea noastră, ci se săvârșește privind spre aceasta, către ce tinde. Există voia Domnului după bunăvoință și există ca îngăduință, iar ultima se săvârșește atunci când dorim să se întâmple neapărat într-un anume fel, așa cum credem că va fi mai bine pentru noi. Iar când ne lăsăm în voia Domnului și căutăm nu ceea ce dorim noi, ci ceea ce vrea El și ne folosește nouă, atunci se săvârșește voia Lui cea după bunăvoință, folositoare și mântuitoare pentru noi. În cazul voii lui Dumnezeu cea după îngăduință, scârbele și întristările vor fi nelipsite de la noi. Cuviosul Macarie, 24, volumul 1, pagina 314. În lumea aceasta nimic nu este statornic. Privește afară. Dimineața plouă, la amiază e senin, iar seara e frig. Ba e vânt, ba e vreme frumoasă, ba e furtună, ba e zăpușeală. Așa se întâmplă și în viața noastră. Fii gata întotdeauna să urmezi voia Domnului, fie că-ți place, fie că nu. Cuviosul Anatolie, 7, pagina 117. Se mai întâmplă și cazuri când nu poți să-ți urmezi voia și nici nu ai pe cine să întrebi. Ce e de făcut atunci? Trebuie să te gândești cum ar fi procedat Domnul după blândețea sa. Poruncile Domnului au fost și sunt întotdeauna temelia vieții. Lăsați-vă în voia Domnului. Cuviosul Nikon, 8, paginile 322-323. Dacă ne vom lăsa cu totul în voia lui Dumnezeu, atunci toate vor fi bune și pe cele neplăcute le vom privi ca pe ceva firesc. Orice ni se întâmplă duce la mântuirea sufletelor noastre și ne descoperă multă înțelepciune și adâncime. Celor ce iubesc pe Dumnezeu, toate li se lucrează spre bine. Romani 8:28. Cuviosul Nikon, 8, pagina 325. Înainte de a face ceva, roagă-te și gândește-te dacă va fi un lucru cu minte și plăcut Domnului. Cuviosul Nikon, 8, pagina 371. Dorința sinceră de a sluji Domnului Dumnezeu și a ne lăsa pe noi înșine, pe toți și pe toate în voia Domnului, cea mult milostivă și desăvârșită, aduce pacea Domnului în inimă, chiar dacă avem de suferit felurite scârbe sufletești.
venite din afară și dinăuntru. Roagă-te lui Dumnezeu să îndepărteze de la tine năpastele și în același timp leapădă-te de voia ta, ca de una păcătoasă și oarbă. Lasă-te pe sine-ți, sufletul și trupul tău, toate planurile tale prezente și viitoare, pe cei apropiați sufletului tău și rudele tale în voia lui Dumnezeu, cea prea sfântă și prea înțeleaptă. Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu pentru toate! Prin aceste minunate, sfinte cuvinte, se îndepărtează gândurile întunecate și împovărarea. În sufletul omului vin pacea, mângâierea, bucuria. Facă-se voia ta, Doamne! Slavă lui Dumnezeu pentru toate! Cuviosul Nicon, 8, pagina 374. Roagă-te precum copii, în simplitatea inimii, pentru nevoile și scârbele tale și lasă-te în voia lui Dumnezeu, pentru că Domnul zidește mântuirea noastră. Cuviosul Nicon, 8, pagina 377. Având credință în purtarea de grijă a lui Dumnezeu, mă tem să-mi orânduiesc viața după mintea mea, pentru că am observat cum voia proprie a adus oamenilor greutăți și scârbe. Facă-se dar voia lui Dumnezeu, cea bună și desăvârșită. Îi predau voii Domnului pe toți și toată viața mea. Primind voia lui Dumnezeu, dobândesc pace inimii mele. Cuviosul Nicon, 8, paginile 395-396. Doresc să mă las cu totul în voia lui Dumnezeu și să nu-mi orânduiesc singur după mintea mea propria viață. Cred că Dumnezeu va trimite anume ceea ce mi-este de trebuință și spre folos. Cuviosul Nicon, 8, pagina 396. Trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să ne arate calea, să ne rugăm Domnului să ne mântuiască și să ne ajute în necazuri și nevoi. Alt liman și altă nădejde nu văd. Planurile omenești sunt deșarte și greșite. Atunci când trebuie să îndurăm vreo greutate și știm că nu este după voia noastră, simțim ușurare și pace sufletească. Fie voia Domnului, fie ca Dumnezeu să nu rușineze credința noastră și credincioșia voii Lui. Singura noastră nădejde e la Dumnezeu. Iată o temelie trainică. Toate celelalte sunt șubrede, mai ales în starea noastră. Niciodată nu știi unde e mai bine, unde e mai rău și ce te așteaptă. Facă-se voia lui Dumnezeu. Mi-a mai venit și gândul că noi călugării, care ne-am lepădat de lume astăzi, fie și fără voia noastră, ducem o viață retrasă de lume. Așa a hotărât Domnul. Lucrarea noastră este a ne păzi credința și a ne feri de orice păcat. Iar toate celelalte să le lăsăm Domnului. Cuviosul Nicon, 8, paginile 410-411. Mândria omenească spune: noi vom face, noi vom dobândi și începem să construim turnul Babel. Cerem de la Dumnezeu raportul acțiunilor sale, dorim să fim ocârmuitorii universului. Visăm la prestoluri himerice, însă nimeni și nimic nu se supun acesteia. Și neputința omului e demonstrată cu toată certitudinea de experiența amară. Urmărind această experiență din vechime și până în zilele noastre, ajungem la concluzia că neînțelese sunt pentru noi căile proniei lui Dumnezeu. Nu le putem înțelege. Pentru aceasta trebuie cu toată smerenia să ne lăsăm în voia lui Dumnezeu. Cuviosul Nicon, 6, pagina 180. Articolul episcopului Ignatie despre voia lui Dumnezeu învață să ne supunem voii lui Dumnezeu. Fiecare credincios trebuie să știe ce spune acest articol,
indiferent dacă este monah sau mirean. Cu părere de rău, în mare parte vedem și auzim în lăuntrul și în jurul nostru un murmur, un refuz de a ne supune celor pe care ni le trimite Domnul. Cerem să ni se facă dreptate și alte manifestări nebunești ale împotrivirii față de voia lui Dumnezeu. Cât de mare e neputința noastră, cât de slabă e credința, nu e treaba noastră să analizăm pentru ce și de ce suportăm una sau alta. Trebuie să știm că aceasta este voia lui Dumnezeu, să ne smerim, iar a cere de la Dumnezeu, cum s-ar zice raport, este nebunie curată și mândrie. Așadar, fiecare trebuie să ceară de la sine, adică să se silească spre lucrare, împlinirea poruncilor. Iar toate câte ni le fac ceilalți oameni, tot ce ni se întâmplă fără concursul acestora, să socotim a fi dreapta judecată a lui Dumnezeu pentru folosul nostru, pentru mântuirea noastră și să le răbdăm pe toate cu smerenie. Aceasta va fi spre mântuirea sufletului și va aduce pace inimilor noastre. Doamne, facă-se voia Ta sfântă! Voia lui Dumnezeu o pot înțelege doar cei ce și au viața curată. Ei primesc darul cugetării duhovnicești, care este mai mare decât toate virtuțile. Cuviosul Nikon 20, paginile 7 și 8. Urmărind evenimentele din propria viață și din viețile altor oameni, putem limpede observa concursul împrejurărilor. Niciun fel de precauție și acțiune n-au putut și nici nu pot preîntâmpina cele ce se săvârșesc. Pentru că acestea se întâmplă din judecata lui Dumnezeu. Nu avem pe cine să învinovățim. Trebuie să ne smerim și să răbdăm. Altfel vom păcătui împotriva Domnului. Cuviosul Nikon 20, paginile 18-19. Prin toți și prin toate îți vorbește voia lui Dumnezeu, oferindu-ți din belșug posibilitatea de a înfățișa, de a aduce mărturie cu gândul, cu cuvântul sau cu lucrul, temeinicia râvnei tale către lumina feței lui Dumnezeu și nu încercarea de a-ți schimba viața pentru folosul lucrării tale lăuntrice. Îndreaptă-te mai întâi prin rugăciune pe calea mântuirii și atunci vei deveni și tu creștină, un exemplu de blândețe și tăcere, ce atrage și pe alții pe această cale. Cuviosul Anatolie 9, pagina 89. Ar fi fost greu de trăit pe pământ dacă n-ar fi existat cineva care să ne ajute să ne descurcăm în viață. Pentru că deasupra noastră e însuși Dumnezeu Atotțiitorul, dragostea însăși. Încrede-te în voia lui Dumnezeu și El nu te va rușina. Încrede-te nu prin cuvinte, ci prin fapte. De aceea a și devenit viața grea, pentru că oamenii au încurcat-o prin judecățile lor, pentru că în loc să cheme în ajutor pe Dumnezeu, au început să se folosească și să aibă încredere doar în rațiunea lor. Să nu te temi nici de necaz, nici de boli, nici de suferințe, nici de orice fel de ispite. Toate acestea sunt cercetări ale lui Dumnezeu, ție spre folos. Cuviosul Anatolie 2, pagina 33. Trebuie să fim siguri că purtarea de grijă a lui Dumnezeu întotdeauna ne veghează și le rânduiește pe toate spre folosul nostru, chiar și prin împrejurări neplăcute nouă. Cuviosul Lev 182. Dorința voastră de a ști despre mine dacă mă îngrijorez nu pot satisface întru totul printr-un simplu răspuns. Voi spune doar că în exterior nu se vădește prin nimic, iar înăuntru, chiar dacă se întâmplă ceva tainic, nu am cunoștință de aceasta, ci doar siguranța că nimic nu mi se poate întâmpla fără îngăduința lui Dumnezeu. Iar dacă El va voi să-mi trimită ceva pentru păcatele mele, acestea trebuie să le primesc cu umilință, pentru că nicăieri nu putem fugi de mâna Lui. Cuviosul Lev 209. Acolo unde se va arăta voia lui Dumnezeu, nici cele mai puternice obstacole nu vor birui.
Cuviosul Lev, 12, pagina 33. Iar milostivul Dumnezeu le împlinește și le transformă pe toate într-o voia Lui și spre folosul nostru, chiar dacă o face la vedere prin mijloace și urmări neplăcute nouă. Noi, cu ajutorul mult milostivului Dumnezeu, vom răbda și vom vedea. Cuviosul Lev, 12, pagina 58. Hristos, Mântuitorul nostru, grăia despre sine: Nu caut voia mea, ci voia Tatălui celui ce m-a trimis. Ioan 5:30. Și având în vedere paharul amar al suferințelor, plecând de genunchii la rugăciune, zicea: Părintele meu, de este cu putință, treacă de la mine paharul acesta, însă nu precum voiesc eu, ci precum tu. Acestea să cugetați și voi, precum și Hristos Iisus. Luând aminte la El, începătorul credinței, să alergăm prin răbdare spre nevoința ce ne stă înainte, întărindu-ne prin smerita rugăciune: După voia Ta, Doamne, așa să-mi fie mie. Cuviosul Moisii, 299. După simțământul dragostei creștine, care miluiește și se cucerește, nu poți rămâne neînduplecat de cei care o cer. Însă nu știu dacă îți va permite împrejurarea să împlinești cele dorite. Rămâne doar să spunem: După voia Ta, Doamne, fie așa sau altfel. Toate câte ni se trimit trebuie primite ca din mâna lui Dumnezeu: scârbele spre răbdare, cele plăcute spre mulțumire. Cuviosul Moisii, 295. Adevărat este că nu noi dispunem de timp, ci timpul dispune de noi, iar faptele trebuie să fie întemeiate pe adevăr, care neîncetat glăsuiește. Dacă va voi Dumnezeu, vom face una sau alta după cerință. Cuviosul Moisii, 282. Oamenii din vechime, chiar dacă erau mai simpli, aveau niște proverbe înțelepte și bine întemeiate: Să nu trăiești cum vrei, ci cum va da Domnul. Cuviosul Ambrozie, 23, partea a doua, pagina 141. Dacă Dumnezeu va binevoi să-ți hotărască soarta prin moarte sau prin viață, să lași aceasta în purtarea Lui de grijă, dar în orice caz să te străduiești să fii împăcat cu toți și cu toate. Domnul este judecător nemitarnic. La vremea potrivită va judeca toate cu dreptate și va răsplăti fiecăruia după faptele sale. Iar lucrarea noastră de căpătâi, până ne aflăm în viața aceasta, este să răbdăm toate, să ne smerim și să cerem de la Domnul ajutor și milostivire, și atunci va fi bine. Cuviosul Ambrozie, 23, partea a doua, paginile 187-188. Mult îndurata purtare de grijă a lui Dumnezeu întotdeauna chivernisește ceea ce ne este spre mai mult folos. Noi însă, din neștiință, deseori tindem către cele potrivnice. Ucigătorul încă de la începuturi amenința cu omorul. Dar spus este că nu va veni ceasul acesta. Singurul Dumnezeu știe cum îi se va îngădui să înfăptuiască această fără de lege sau dacă nu îi se va îngădui. Mucenicii, lăsându-se în voia lui Dumnezeu, unii mureau cu sfârșit mucenicesc, alții, din voia Domnului, pur și simplu mureau în temniță. Să ne lăsăm dar și noi în voia lui Dumnezeu și să ne încredem în mult îndurata purtare de grijă Lui, ca să rânduiască pentru noi cele bune și mântuitoare, precum știe și precum va fi bine plăcut Lui. Cuviosul Ambrozie, 23, partea a treia, pagina 34. Scrii că Maica Stareță ți-a spus următoarele: Nici tu nu știi unde te călăuzește Domnul sau purtarea Lui de grijă. Nici n-ar trebui să cercetezi, ci să te predai în toate voii Lui Dumnezeu, ca să chivernisească pentru noi așa cum va fi plăcut Lui. Cuviosul Ambrozie, 23, partea a treia, pagina 66.
Undeva se rugau pentru ploaie, iar în altă parte să nu plouă. Până la urmă a ieșit ceea ce a vrut Dumnezeu. Cuviosul Ambrozie 1, partea a doua, pagina 47. Copilașule, cucerește-te voii lui Dumnezeu și vrăjmașul ce te necăjește se va depărta de la tine. Stai în biserică unde îți va fi cu putință și lucrează rugăciunea inimii, ca vameșul, și Dumnezeu îți va ajuta ție. Cuviosul Ambrozie 23, partea a treia, pagina 82. Legat de zvonurile cum că veți fi transferat la altă mănăstire, încercați în primul rând să nu le dați mare importanță, căci deseori zvonurile se adeveresc a fi mincinoase. Iar în al doilea rând, în această problemă lăsați-vă mai mult în voia Domnului. Dacă vlădica vă va propune, atunci ați putea să-l rugați să vă lase la locul de mai înainte. Dacă însă pe lângă propunere va urma decizia Sfântului Sinod pentru transferarea voastră în altă mănăstire, atunci chiar și fără voie va trebui să vă strămutați. Dar facă-se voia Sfântă a Domnului cu voi. Mult înduratul Dumnezeu știe ce este mai folositor pentru noi. Așa va și face. Cuviosul Iosif 91. Fie ca tot omul să fie nevinovat sau iertat nu doar înaintea stăpânitorilor, ci mai ales înaintea lui Dumnezeu însuși, care pe drepți îi iubește și pe păcătoși îi miluiește și nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Și cu desăvârșire tuturor oamenilor le vrea mântuirea și să vină într-o cunoștință adevărului. Tot așa să fim și noi de acord cu această dorință a Domnului. Amintește-ți de cel care a zis: Domnul este mi-ajutor și nu mă voi teme ce-mi va face mie omul. Psalmul 117:6. Nădăjduind spre dânsul, să nu te istovești. Mai mult decât atât, nu știu ce să-ți mai spun. Dumnezeu cel mult îndurat să te înțelepțească ca să faci în toate voia lui cea bună, de bine dătătoare și de săvârșită. Cuviosul Moisii 271. Legate de transferul la mănăstirea din Pâscov pe care îl așteptați, v-am mai scris să vă încredeți mai mult în voia Domnului, căci pentru noi e bine și de folos doar ceea ce vine în acord cu voia lui Dumnezeu. Cuviosul Iosif 92. Trebuie să lăsăm totul în voia lui Dumnezeu, chiar și despărțirea noastră. Domnul ne înțelepțește ca să nu ne lipim de cele pământești, oricât de scumpe ni s-ar părea, ca să tindem către cele cerești, mântuindu-ne sufletele. Iar toate cele pământești prețuiește-le cu preț pământesc. Măcar de ne-am mântui sufletele, iar toate celelalte sunt deșertăciune. Aici totul este schimbător și gândurile noastre trebuie să fie la Dumnezeu și la viața viitoare, iar cele pământești vor trece toate. Cuviosul Nicon 8, pagina 378. Legat de părintele M, vă sfătuiesc să nu-l deranjați pe preasfințit. Lăsați ca prin el să se arate voia lui Dumnezeu. Pacea sufletească ne este dată prin smerenia inimii, iar prin satisfacerea mândriei, pacea este nestatornică. Lăsați-l să învețe să nu umble în voia inimii lui, ci lepădând cugetele și voia sa, să-și dobândească pacea sufletului. Cuviosul Moisii 288.